Un bărbat din Târgu Jiu va trebui să achite o amendă uriașă după ce s-a luat la ceartă cu un judecător în timpul procesului în care avea calitatea de parte civilă. Justițiabilul și-a ieșit din fire când a aflat că în dosarul său instanța a mai acordat un nou termen pentru audierea unui martor. Bărbatul i-a reproșat judecătorului faptul că prelungește prea mult procesul și că, în opinia sa, martorul, care ar urma să fie audiat data viitoare, nu are nicio treabă cu faptele pentru care el dorește să-i se facă dreptate. Magistratul a încercat să-i explice acestuia cu vorbă bună că el este singurul împuternicit de lege să stabilească modul în care decurge procesul și pe cine audiază sau nu în dosar. Bărbatul a continuat să vocifereze până când judecătorul i-a transmis scurt că îl sancționează cu 5.000 de lei pentru tulburarea procesului. În același timp, i-a pus în vedere faptul că, dacă nu se oprește, va solicita parchetului deschiderea unei anchete în care va fi acuzat că a împiedicat desfășurarea procesului.